Din această carte, cum nu alta scriptura, și pentru care să-l pe Domnul, veniți ca și în această seară să mai învățăm din adevărurile ei. O temă intitulată cu sau fără Dumnezeu în familie. Familia este locul unde se trăiește. Locul unde se dovedește cel mai mult spiritualitatea sau păcătoșenia. Locul unde un om poate să fie fericit sau nefericit cea mai mare parte a timpului. Locul care determină viitorul. Dumnezeu spunea evreilor, citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 4. versetul 40, la pagina 197, referitor la legea sa și la efectele împlinirii ei, păzește dar legile și poruncile lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Dumnezeu are porunci pentru familie, și a fi cu Dumnezeu în familie înseamnă, pe de o parte, a lăsa să troneze în familie. El vrea să fericească părinții și tot viitorul. Tot din Deuteronom, citim din capitolul 11, de la versetul 18, unde este un îndemn care se adresează familiei. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun, să le legați ca un semn de aducere a pe mâinile voastre și să fie ca niște frontare între ochii voștri, să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scola. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale, și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le va da, vor fi tot de multe cât vor fi zilele cerilor de -asupra. o casă unde să se vadă de la poartă că acolo a intrat și Dumnezeu și a rămas. Trăiește acolo și acolo se trăiește bine. Pentru dovedirea acestui adevăr și a contrarului său, vom lua cazului la Mech și respectiv a lui Enoch. Ne vom opri la începutul scripturilor pentru a vedea ce s-a întâmplat în dreptul a două familii contemporane. Le-am luat și Biblia ne prezintă prin exemplele sale situații din aceeași vreme pentru că se spune, de exemplu, în vremea noastră, este un adevăr, dar doar în parte, că în anumite generații este mai ușor și în altele este mai greu. Iată așadar două familii care au trăit în aceeași vreme. Să privim mai întâi, cum am făcut de obicei, la partea negativă. Ne vom opri în dreptul familiei lui Lameh. Cartea Genesa, capitolul 4. Vreau să vă arăt că acest om, mai întâi de toate, a fost un om materialist. Un om care a clădit și el însuși a fost clădit pe realizări omenești și pe ambiții umane. Citesc de la versetele 17 la 22, unde ne sunt prezentați în mod succint strămoșii săi. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus aceste cetăți numele fiului său Enoch. Enoch a fost tatălui Irad, Irad a fost tatălui lui Mehuiael, a fost tatălui lui Metușael și Metușael a fost tatălui lui Lamech. Lamech și-a luat două neveste. Numele uneia era Ada și numele celelalte era Țila. Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal, el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal Cain, făuritorul tuturor neltilor de aramă și de fier. Sora lui Tubal Cain era Naama. Iată așadar că, după ce sunt prezentați bărbații câteva generații la rând, scriitorul biblic se oprește privind la Lameh, uitându-se la cele două neveste ale sale, pomenindu-le la băieții săi care s-au orientat într-un mod atât de divers și au fost foarte inventivi, atunci, cel puțin din datele biblice. Într-o vreme de prosperitate, unul dintre ei s-a orientat spre agricultură, celălalt spre muzică, un altul spre o industrie incipientă, fiind pomenită și sora lor. Asta nu înseamnă că dacă, de exemplu, copiii noștri, unul. Se orientează spre a avea o fermă, altul are un atelier, altul este electronist sau informatician, că asta ar fi o problemă, sau altul chiar în domeniul muzicii, cum scrie aici. Ceea ce izbește, gândindu-ne la vremea în care au trăit, este preocuparea lor pentru aceste domenii. Pentru că dacă ar fi să ne oprim în dreptul generației de astăzi și să pomenim niște nume, de exemplu, am putea să pomenim un Ford de la care a rămas mașina cu aceeași nume, am putea să vorbim despre oameni care au luat premiul Nobel evidențind și diverse domenii, un Einstein sau alții, Oameni care s-au evidențiat. Și acum, ca și atunci, cred, oamenii aceștia sunt cunoscuți. Cum credeți că au rămas ei scriși aici în Biblie? Printre altele datorită faptului că erau niște oameni marcanți pentru vremea lor. Ei s-au dăruit acestor domenii. Generalizând ideea cum am făcut de fiecare dată, vreau să vă arăt oameni preocupați de problemele materiale care clădesc absolut tot în acest domeniu și ating diferite culmi în ascensiunea lor. Citesc din cartea Eclesiastrul, capitolul 2, pagina 670. Hai să ne oprim la mai multe detalii în dreptul celor scrise de Solomon despre sine însuși. De la versetul 4, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și levezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditor. Mi-am făcut iazuri ca să aud umbrava unde cresc copaci. Versetul 8, mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărași și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea filor oameni, o mulțime de femei. Nu vi se pare că seamănă cazul cu ca al lui Lame? Avere, cântăreți și femei. Dar, deși el scrie în versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Pentru că adesea, sub acest imperativ, omul focalizează toată energia sa ca să obțină realizări economice. Le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mia și aceasta mi-a fost partea din toată la mea. Dar datorită trăirilor negative, a nebuniei și a păcatului ce l-a permis, notează el mai apoi de la versetul 17, atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-a murât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? 20. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Deși este o diferență între Lamec și Solomon, dată în prim plan de faptul că Solomon mai întâi a zidit casa Domnului și apoi și-a zidit casa lui. Dar când el a lăsat în plan secund casa Domnului și s-a dedicat acestor probleme, templul rămânând pe seama preoților și a leviților, el a rămas cu casele și cu femeile o vreme, sau cel puțin asta le-au dominat, a ajuns să trăiască cu dezgust, deși avea tot ce își dorea. Gândindu-mă la Lameh, el ar fi putut să spună că față de părinții săi a ajuns să trăiască o dezvoltare economică fără precedent. Dar și fără Dumnezeu. Că aceasta e tema noastră. Mai citesc și din Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13, unde este prezentat un om. care ei au prosperat afacerile, citesc de la versetul 15. Cuvintele Domnului Iisus, care a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, că și viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pildă aceasta, țara era unui om bogat, rotise mult. El se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și gândiți-vă că în vremea lui Lamech se trăia cu sutele de ani. Spiritele rele -re erau -re aceeași. Ce și și-o zis el, mai trăiesc 300 de ani, patru. Dar Dumnezeu a zis acestuia, nebunului, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Dar nu toți mor așa dintr-o dată. Unii trăiesc, ca și cei din psalmul 73, din imaginea lui Asaf. Totuși, regula este cea din versetul 21. La fel de nebun este și cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. <coughs> pentru că problema lui Lameh N-a fost dată doar de faptul că a avut o casă și o fermă și cântărezi și de toate. Problema era că era fără Dumnezeu. Este, dacă vreți, o situație ce se readitează astăzi. Oamenii muncesc, construiesc case, au mașini, distracții, fără Dumnezeu. Să privim acum la el în prisma vieții de familie, căci iarăși reeditarea de astăzi este într-o proporție foarte mare. El a fost un om anormal în viața de familie. Am citat deja din versetul 19 că el și-a luat două neveste. Până atunci nu mai scrie să fost așa ceva. Oricum de la început n-a fost așa ceva. Iar în versetul 23 el s-a lăudat cu încă o bravură în planul familial. Ada și Tila, ascultați glasul meu, nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. Cain va fi răzbunat de șapte ori, iar Lamech de șaptezeci de ori câte șapte. Și-a ucis străbunicul pe Cain. Nu este la fel de, de crunt astăzi? Când oamenii nu mai au norme în familie, când se legiferează toate stricăciunile, recent auzeam, deși informația nu este chiar de, de săptămâna sau din lunile acestea, despre țări în care este legiferat și incestul, adică nu mai există nimic în familie care se reziste. heterosexualitatea normală cu un soț și soție care dau naștere la copii, care își respectă bătrânii, este repudiată astăzi. Astăzi au trecere și sunt în verbă. de aceea și la Mexa lăudat cu stări anormale să generalizăm citând și alte situații din Scripturi, Cartea Maleahii, capitolul 2. Aici se vorbește despre disprețul față de legământul inițial din căsătorie. Nu știu dacă la Mex a căsătorit cu amândouă deodată, așa cum s-a întâmplat lui Iacov cu Laban, sau dacă a luat una și ulterior a mai vrut încă una. Versetul zice, Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care a încheiat un legământ. Tu 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel și pe cel ce-și acopere haina cu sâlnicie. Deci stări de forțare a inimii și a sentimentelor celorlalți, acea lipsă de dragoste firească despre care vorbea Timotei. În vremea poftilor cărni, când viața normală de familie nu mai este privită ca normală, dacă peste 90% dintre tineri încep viața sexuală înainte de căsătorie. Dacă peste 50% dintre familii se destramă, atunci încotro se îndreaptă creștinătatea, că astea sunt statistici din Europa și din America. Lameh a fost unul din primii oameni de care diavolul s-a putut folosi să distrugă ceea ce Dumnezeu a alcătuit atât de frumos, familia, soț, soție, și copii, și bunici cât de vreme sunt. Mai adaug și din Matei capitolul 19, unde Domnul Iisus spunea că aceste stări se pot înregistra datorită împietririi oamenilor. Se îndepartă de Dumnezeu și pierd noțiunile sfinte, sunt familii fără Dumnezeu. Citeți de la versetul 4. Oare n citit că ziditorul de la început a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Adică într-o familie unde este Dumnezeu nu se poate concepe decât așa. Și a zis, de aceea vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lebi de nevasă sau și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a porucit Moise ca bărbatul să dea nevestii o carte de dispărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina în mi voastre am găduit Domnul să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Noi observăm o situație din a șaptea generație, vedeți ce repede s-au stricat lucrurile? Începutul se uitat, învechit. Totuși, Dumnezeu care este Alfa și Omega va pune din nou lucrul la punct slăvit să fie numele. Dar până la altă, și acum ca și atunci, asistăm la dereglări, la anomalii pe linie de familie. În al treilea rând și ultimul în dreptul lui Lameh, vreau să vedeți în omul acesta un om fără urmași. Că cine distruge familia, modelul și lucrarea prin care Dumnezeu a lăsat ca omenirea să se perpetueze, este destinat morții. Își distruge însăși neamul său. Deși a avut case, a moștenit cetăți și a pus bazele unor lucrări fără precedent în vremea sa, n-a avut viitor. Știți că Dumnezeu pedepsește până la a treia și a patra generație? Despre El putem să spunem că și copiii Lui, a treia, a patra generație, au fost nimiciți totalmente de apele potopului, cu tot ce au avut. Cu agricultură, cu industrie, cu muzică, cu tot. Cu câte neveste ar fi avut, cu tot ce au făcut, din neamul lui n-a rămas nimeni și nici nu va mai rămâne, că-și neamul celor răi și stinge. Citesc din Cartea Genesa, capitolul 6, și deși acolo nu scrie în mod expres despre cineva, vă rog să vă gândiți că familia lui Lameh este singura familie despre care se dau detalii din vremea dinainte de potop. Seamnă că Dumnezeu a îngăduit să fie văzută ca o imagine negativă, ca motiv pentru care Dumnezeu a nimicit omul pe care îl făcuse cu atâta pasiune după chipul și asemănarea sa. Genesa 6, versetele 5 și 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Cu câtă durere se uita Dumnezeu la casa lui la o casă fără Dumnezeu. Un neam pe care Dumnezeu nici nu l-a mai suportat. Citesc și din 7 cu 23, să vedeți finalul. Toate făpturile care au pe fața pământului au fost nimicite de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cele au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât noi și ce era cu el în corabie. Oare ce sentimente au trăit nepoții lui Lameh în fazele din fața morții? Fără Dumnezeu, fără speranță. Generalizând, vă citesc din Iuda, capitolul 1, versetele 14 și 15 se vedește ce a spus Enoch cel care a trăit în aceeași vreme de bună seamă a văzut ce se întâmpla în jur cum observăm și noi cu durere prin Duhul a profețit și scrie aici că pentru ei și pentru ceilalți că am generalizat ideea Aprocite în al șaptelea patriar de la Adam când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți și nelejuiți de toate faptele nelejuite pe care le-au făcut în chip nelejuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelejuiți. Căci la mec după ce și-a omorât străbunicul, a venit acasă și a adunat nevestele și s-a lăudat cu ce a făcut. Oare în vremea aceea au fi prorocite Enoch? Oricum, au fost contemporani. Vine Domnul și cu asta se mângăia Enoch, că nu se poate ca să-i mai suporte mult pe asemenea oameni. La fel, concepea viitorul lor și înțeleptul în Cartea Proverbe, capitolul 21, versetul 12. Unde eu cred că el a văzut situații din vremea lui, Pentru că, vrând, nevrând, am citat adineaur și despre Asaf și frământarea lui din Psalmul 73. Noi trăim într-o familie, zicem noi, vrem și ne luptăm cu Domnul și nu uităm la ceilalți, fără Dumnezeu. Le merge bine. Un copil se apucă de o afacere și prosperă, celălalt se implică în alt domeniu și are progres. Cel neprienit se uită la casa celui rău dar viitorul, sfârșitul, cum zice Asaf, și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Adică oameni fără viitor. Adaug ceva și din Eclesiastul, capitolul 5, unde ni se vorbește despre nefericirea unora trăite la sfârșitul vieții sau în generația următoare. Versetul 13. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare înnorocită, la Lamec toate s-au pierdut prin potop. Și el are un fiu, fiul lui nu mai rămâne nimic, aici n-a mai rămas nici fiu măcar, Versul 17, încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce, să bea, să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare în toate zile vieții lui, pe care a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Eu nu cred că la Meha a avut acest dar, că e de la Dumnezeu. A trăit cu aparent împliniri cu frivole, pasiuni și extazuri, dar fără să aibă o bucurie reală, iar viitorul a fost, cum spuneam deja, dezastros. Sau n-am avut viitor. Să privim în viața celuilalt om și mai îndeaproape în familia lui, Enoch. Un om evlavios. El s-a născut dintr-un neam de oameni care chemau numele Domnului și el însuși. Și a fondat viața pe o relație cu Dumnezeu. Capitolul 5 al cărții Genesa. De la versetele 18 la 21 la vârsta de 162 de ani, are de născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusal. Și din nou Scriptura, ca și în cazul celor răi, după ce îi pomenește pe toți la rând când s-au căsătorit sau mai exact când au avut copii, cât au trăit, se oprește. Și în dreptul lui Enoch ne dă detalii. Iată ce se scrie despre el și despre alți oameni ca el din vremea aceea. Citește din capitolul 4, unde este prima mențiune de genul acesta, 4 cu 26. Atunci e vorba de unul din străburicii săi, Set Enos. Au început oamenii să cheme numele Domnului. Adică să se orienteze spre Dumnezeu. Să facă altare. Să stea și să mediteze la lucrurile sfinte. Și Dumnezeu, când este chemat, se prezintă. La fel citim din capitolul 8, versetul 20, că lucrarea aceasta s-a păstrat în acest neam sfânt de oameni. Asta i-a păstrat, de fapt, pe ei. 8 cu 20. Noi a zis un altar Domnului. A luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a adus ardere de tot pe altar. Deci principiul jerfelor din animale curate este de la Adam. Și a fost păstrat din generație în generație. Părinții și-au educat copiii. În familie s-a practicat închinarea viața religioasă, ea a fost preluată prin educație de către copii și dusă mai departe. Personal am ajuns la convingerea că oricare dintre noi poate să fie la fel de sfânt sau la fel de păcătos. Depinde ce face, cu ce se alimentează, cu ce se preocupă. Oricare dintre noi, dacă zilnic este pasionat de cele sfinte, de biserică și de rugăciune, vrând nevrând ți se schimbă viața. Și de asemenea, în opoziție, oricare dintre noi, dacă se lasă de biserică, nu mai citește, nu se mai roagă, nu mai cântă, nu mai ține legătura cu frații, te înstrăinezi. Așa este făcut omul. Dacă este alimentat de lucruri sfinte se dezvoltă din punct de vedere spiritual. Așa spune Pavel Roman 8, umblarea după lucrurile duhovnicești este viață și pace. Umbli după celelalte, putrezire, moarte. Așa s-au păstrat oamenii aceștia. Și despre una asemenea neam am citit mai departe, ei au fost păstrați prin Avram, prin nația evreiască, capitolul 12, versetele 78, Domnul s-a lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de Betel și și-a întins scortul având Betelul la pus și aia el a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Asta înseamnă să fii om evlavios. Oriunde te duci, să începi cu rugăciune să-ți faci timp și un loc pentru Dumnezeu, pentru cele Sfinte. La fel s-au manifestat și copiii Săi. Citeți despre Isaac, Cartea de Genesa, capitolul 26, versetul 25. S-a mutat din loc în loc, avea probleme cu vecinii filisteni. Isaac a zitit acolo un altar și a chemat numele Domnului și a întins cortul acolo nu e normal să fie cort fără altar. Este acel altar al familiei despre care ne-a -au să auzim și bine este să își aibă locul lui și jerfele să fie nelipsite, permanente. La fel îl întâlnim și pe Iacov. V-am citat despre Avram, Isaac și Iacov ca să vedeți că din generație în generație acest neam sfânt a păstrat ideea de altar 35 cu 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, de unde avem noi ideea de adunare și chiar de denumirea bisericii noastre. Locuiește acolo și ridică un altar Domnului Dumnezeului tău care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău sau. Deci mută-te cu corturile acolo și acolo fă un altar ca să fie în preajma casei tale. În religiile păgâne, cei care a crescut la țară, știți, și acela un tăietor de lemne, acesta era socotit sacru. Acolo se făceau cununiile, acolo se făceau slujbele în jurul lui. Era un mod de a apela la divinitate. Adevărații credincioși au zidit un altar și acolo își căutau Dumnezeu cel nevăzut, dar prezent, slăvit fie numele. La fel, Putem aminti și din nou Testament ce frumos se poate păstra credința în familie și să se perpetueze. Pavel îi spune lui Timotei în a doua scrisoare, capitolul 1, versetul 5: Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Deci, Timotei nu era un formalist, el înțelesese crezul sfânt care s-a sărăsluit mai întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Ionice, și sunt încredințat că și în tine. Interesant. Deși generația tânără disprețuiește părinții, în ce privește credința, copiii îi moștenesc pe părinți se dezic de părinți, dar nu se dezic de religia părinților. Că aceasta s-a infiltrat în ei prin educație, prin felul în care s-au dezvoltat, au crescut în familie. Am văzut copii de-a care nu sunt credincioși, dar pentru că au fost crescuți cu rugăciune. Știu eu situații când beat vine acasă, dar nu e obișnuit să se pună în pat până nu se roagă. Că așa a fost educat. Că e foarte important felul în care copiii au fost învățați în familie. Vreau să îl privim pe Enoch uitându-ne mai de aproape la familia lui. Revin la Cartea Genesa, capitolul 5, citesc acum versetele 22 la 23. după nașterea lui Metusala, deci când Enoch avea 65 de ani, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost de 365 de ani. Mie mi se pare că el a înțeles chiar mai mult decât predecesorii săi. Nu vreau să-i judec pe ceilalți, nu cunosc mai de aproape viața lor, dar la Enoch văd mai mult decât o prezență sporadică în fața unui altar, ca și cum ai merge duminica la biserică și apoi zvezi iarăși de probleme letale. Pe Enoch îl vedem ca pe unul care umbla de dimineața până seara și azi și mâine în prezența lui Dumnezeu unul care nu doar îl invita pe Dumnezeu din când în când, unul care îl avea pe Dumnezeu cu el, umbla cu el. Asta e mai mult decât a spune că Dumnezeu stătea acasă la el. Și Enoch mergea la ogor, și la amiaz când venea să mănânce sau seara, se întâlnea ca și cum îți lași nevasta acasă cu copii și vii te întâlnești cu bucurie. Mi se pare că Enoch atât de mult umbla cu Dumnezeu încât făceau chiar și deplasările împreună era atât de legat de Dumnezeu, încât dacă ar fi avut un microbus ca și noi, cu un singur scaun în dreapta, oamenii ar fi știut, s-ar fi stabilit o regulă. Nu sunt libere decât bancheta de mijloc și cea din spate. Locul din față e ocupat în permanență. Pe asta nu-l găsești decât în prezența, în compania lui Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Se spune uneori că nu s-a plictisit nici vorba să te plictisești, că vorba românească de omul bun și de vremea bună nu te satur, da de Dumnezeu. Asta întrece orice așteptare și orice împlinire. De aceea spune Pavel că lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi nu pot fi concepute în mod suficient, întrec orice viziune a noastră. Dar vă rog să rețineți felul în care scrie aici, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Pentru că de noi depinde. Dumnezeu este imoabil, este credincios. Dumnezeu nu pleacă niciodată. El are căile lui, drepte. Noi ne schimbăm. Și nu o să putem niciodată să-L tragem pe Dumnezeu în problemele noastre dacă sunt neplăcute Lui. Nu o să-L poate nimic convinge pe Dumnezeu să meargă cu El pe unde vrea El. Dumnezeu are drumurile Lui. E ca și cum mai spune, eu mă duc la Cluj. Dar Dumnezeu întotdeauna merge pe Valea Mureșului, Deva, Alba Iulia, Turda, Cluj. Și eu să spui, Doamne, și eu tot la Cluj vreau să mă duc, dar de data asta vreau să trec pe la Piatra Craiului și mă duc pe Oradea. Ne întâlnim acolo, cu Dumnezeu nu poți așa. Adică în orice problemă trebuie să îi respecti felul de a fi al lui Dumnezeu dacă vrei să umbli cu el. Vă puteți imagina o ceartă a lui Enoch cu nevasă sa? Știți deci că oamenii sunt reținuți și numai față de un musafir sau față de vecini sau față de copii sau față de tata și mama dacă sunt acolo. un asemenea om primise calificativul din partea celor din jur și mai presus de toate în partea lui Dumnezeu, vom cita imediat, că umbla cu Dumnezeu. Cred că a fost o plăcere și pentru nevastă sa să îl aibă ca soț. Nici nu știu, cred că nici nu m-am gândit până astăzi ce s-o ales cu soția lui când el a plecat la cer. Nu știu. Dar este cert că el ca bărbat despre ea, nu sunt detalii. Înclin să cred că a fost credincios. Haideți să privim puțin generalizând, pentru ca să nu credem că a fost un unic caz în toată istoria omenirii și nu mai poate fi altul ca el. Numai Domnul Iisus a fost unic. Oamenii toți sunt oameni. În Cartea Genesa, capitolul 18, avem pe Avram. Știți că și acesta era prieten cu Dumnezeu? Și scrie aici, de la versetul 18, Cuvinte care cred că Dumnezeu le-a rostit ca o observație asupra lui Avram și casei lui, extrasă din vizitele ce le-a făcut, din spusele îngerilor din ceea ce Dumnezeu a văzut și a precizat. Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci eu îl cunosc și știu care are să poruncească firul lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Deci eu îl cunosc, a zis Dumnezeu despre Avram. Îl vizitase, a acceptat să mănânce la el. Au discutat despre Sodoma când Avram a intermediat. Cred că Dumnezeu l-a văzut, sigur, în disputa cu Lot când a fost gata să cedeze. Când a avut probleme în Egipt și în Gerar, Dumnezeu a intervenit să nu-i fie luată nevasta, să nu o piardă. Și îndrăznesc să spun ceva aici. N-am reușit Vorbesc despre mine întotdeauna să trăiesc atât de demn, încât în orice moment dacă mi-aș întoarce fața spre El să nu roșesc de rușine, cum scriem Psalmul 19. Da, Dumnezeu este bun și se uite la noi ca și un tată când vede copiii greșesc, că nu îi pedepsești de fiecare dată, că se îndură de ei. Dumnezeu nu ne părăsește în grabă. Cred că doar dacă vede că stăruim în purtarea noastră rea, atunci stă o vreme la poartă și apoi pleacă. Poate mai vine cândva. Ar vrea din nou să intre, cum este acea cântare, Isuse veșnic călător prin lumea de păcate. Tu ba străin și iubitor la ușile încuiate. Ar vrea Dumnezeu să beneficieze și El. Și evident, rezultanta va fi și noi de părtășii acasă. Citeți și din... De capitolul 6 ca să vedeți cum se poate să îl avem pe Dumnezeu în familie și să avem o astfel de intimitate. Cred că e mult mai plăcut decât orice șezătoare cum era în vremurile bunicilor noștri sau în vremea noastră când oamenii se adună în fața unui televizor sau pierd vremea cu discuții pe seama politicii sau sportului sau problemelor economice. 6 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și dacă ți-e drag, iată ce ai de făcut. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întiperești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le lești ca un semn de aducere a minte la mâini, să fie ca niște frontare între ochi. Să le scrie pe ușor casei tale și pe porțile tale. Așa trebuie conceput Dumnezeu în casă, ca unul care vorbește. Și te apuci și citești. Și ca și cum ar vorbi Dumnezeu. Te apuci și pui un panou pe, ori, pe perete cu ceva din Biblie. Și când te uiți spre partea aceea, fără să idolatrizăm, să spui, uite, acum ne vorbește Domnul. Nu se scrie acum cu un capăt de mână pe perete, le-am scris noi, la porunca lui. Dar sunt la fel de vii, că și cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător. Deci, nu se poate concepe prezența lui Dumnezeu în casă, fără prezența cuvântului său vorbit, scris. De la discuții, vorbiți între voi cu psalm, până la inscripționări. Să se vadă, să se știe de prezența lui Dumnezeu. Chiar să se știe când vin oamenii la noi în casă. Cred că ar trebui să fie prea păcătoși să-și permită într-o casă unde e Biblia pe masă și mai este vreun verset și unde te vede pe tine că vorbești despre cele sfinte, să-și permită să vorbească lucruri stricate. și va cere scuze. Și mă adaug din nou Testament, din Efesen, capitolul 5, de la versetul 19, un cuvânt care se predică uneori la anunți. Adică se predică pentru familie și noi vorbim de familie, ce înseamnă să fie o familie cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Vorbiți între voi cu psalmi, asta înseamnă să încep cu rugăciune, cu cântări de laudă, să cânți. Și aduceți din toată inima laudă Domnului. Să fii recunoscător lui Dumnezeu pentru zilele vieții tale, pentru ceea ce îți dă Dumnezeu în mod curent. Cât să o că e normal când te ridici de la masă, spui mulțumesc. La fel de natural este să te adesezi lui Dumnezeu, să fii recunoscător că ți-a dat pâinea acea de toate zilele. Să mulțumiți. Și acum scrie strict despre viața de familie fi supuse bărbaților ca Domnului. Dar dacă Domnul e în casă, spuneți-mi, este corect pentru o soție să nu fie supusă soțului? Ce-ar zice Domnul dacă e de față? Spune, soră, te rog, ascultă că eu am zis. Cam așa ar suna, nu? Bărbaților, iubiți-vă cum a iubit Hristos biserica. Cine ar spune nouă? Că, știu eu, vorbește prea mult sau că n-a făcut ce ai zis nici voi n-ați făcut. Și știți cum m-am purtat cu voi. Într-un asemenea cadru, scrie apoi aici, de la versetul 1, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce ar spune Domnul Iisus la băieții ăștia, la fetiți, fiind acasă? Cum m-am ascultat eu de Maria, de Iosif, de tatăl meu, am venit să suport vicisitudinea lumii acesteia. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, Parcă prezența Domnului acolo ar face ca poruncile astea să aibă o greutate mult mai mare. Dar așa este scris, unde sunt doi sau trei, asta înseamnă familie, nu? Soț, soție și când încep să vină copii, eu voi fi acolo. Doamne, fi în casele noastre. Dacă vom înțelege asta, viața noastră se va face mai frumoasă, mai bună. Aseară am fost plecat la Lipova, și acolo a fost o familie din Elveția. Ivo Sase, care ați auzit, Mariel, ceva, cărți scrise, ceva Sidiori, uri au 11 copii, și cu excepția celei mici de vreun an, cu toți ceilalți au cântat împreună. Și fiecare cântec, toate compuse de ei, exprimau un principiu din familie. Cum să trateze toate în unitate. Cum să-și facă fiecare muncă, treaba în familie, armonia. Toate astea, spunea acel tată, sunt clădite pe ideea ca toți din casă să-l cunoască pe Dumnezeu și să fie conștienți de cine este El. Asta înseamnă, de fapt, să fii cu sau fără Dumnezeu în familie să te gândești efectiv ca și cum ar fi acolo. Sau cei fără Dumnezeu pleacă la treabă, muncesc, au și relații așa rămase în mod natural, ca soț soție de astea sunt în perimare, în distrugere. Vreau să privim, în al treilea rând, privind la Enoch, că acest om este un om cu o familie eternă. M-am întrebat copii cândva, care om a trăit cel mai mult? Și toți spun Metusala. Și am spus, nu, tata lui Metusala. Enoch are 5.000 și ceva de ani și n-a murit încă. Este părintele care și-a văzut, dacă vreți, toți urmașii până la noi un om despre care citesc din cartea Genesa, capitolul 5, versetul 24, că după ce a umblat cu Dumnezeu, nu s-a mai văzut. Pentru că l-a luat Dumnezeu. Și în Evrei 11 avem un detaliu în înțelegerea scritorului și în inspirația Duhului, versetul 5: Prin credință a fost mutată în de pe pământ ca să nu vadă moarte. Așa e când familie moarte e unul dintre cele mai neplăcute lucruri. Pun mirii până când, până la moarte. Deci nu-mi place expresia asta. Prefer pe cealaltă, toată viața. Deși e același lucru. Dar în familie parcă n-ai dorit să-ți moară soția, să-ți moară soțul, să moară copiii. Hai că părinții zici că e mai natural, dar și pentru asta se plânge. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Oare o fi căutat după el? Dacă scrie că n-a mai fost găsit și după Elie, care a fost la și erau căutat, nu? Oare o să caute și după noi când ne ia Domnul? Care o să fie ultima generație? Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Oare s-o fi făcut o ședință în cer Știți că Dumnezeu are sfetnicii Lui. Lui Dumnezeu îi place să se consulte cu Fiul și când a făcut pe om, a fost un sfat și l-a dus Dumnezeu. Nici nu știu ce face de atunci. O să-L întâlnim și întrebăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar ideea care trebuie să o reținem noi este că atunci când trăim cu Dumnezeu în familie, avem cele mai mari promisiuni pentru viitor, pentru copiii noștri. David a fost un alt om după inima lui Dumnezeu. El spunea, Doamne, când vei veni la mine, mă voi purta cu inimă neprinită în mijlocul casei mele. Știți ce făgăduințe a făcut Dumnezeu lui David? În mod special despre casa lui. Hai să vă citesc doar din 1 Croniș 17, să vedeți cum previa David cu umilință, Doamne, așa promisiuni pentru mine? de la versetul 16. David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, Cine sunt eu, Doamne, Dumnezeule, și ce este casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și atâta este puțin lucru înaintea ta, Dumnezeule. Tu vorbești de casa robului tău pentru vremurile viitoare și binevoiești să-ți îndrept privirile asupra mea în felul oamenilor, tu care ești înălțat, Doamne, Dumnezeule. zice el în final, versetul 27. Binecuvântează, dar casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Așa îi place lui Dumnezeu. Când se bucură de o familie unde a trăit, le binecuvântează urmași. Și chiar dacă ei au abaterile lor, cum s-a întâmplat cu evreii, este scris în roman, sunt iubiți din pricina părinților lor. Și Dumnezeu nu-i poate șterge de pe listă, când durarea lui Dumnezeu se extinde până la al miilea neam. Și de când e pământul, nu s-a atâtea generații scurse. De aceea, Dumnezeu are ce are încă cu oamenii, cu toți. Au avut cândva un părinte credincios. A fost cândva o casă unde Dumnezeu a viețuit cu plăcere. Și părinții au murit, dar Dumnezeu mai urmărește să vadă acel neam, ce s-ar mai putea face din el. Lot a fost așa numai cum a fost, dar știți că Dumnezeu a avut în vedere pe copiii lui și când Israel s-a întors din în Canaan a spus, pe ăștia dă-le pace, nu-i omoră, sunt de-a lui Lot. Aceasta este inima lui Dumnezeu și pasiunea lui. De aceea ne spune și nouă să avem grijă de cei din familie, că cine nu grijește familie este mai rău decât un necredincios. Domnul, să aibă în vedere în viitor și casele noastre. Și fiți încredințați că va ține cont de asta. Vom încheia privind în două părți. Mai întâi la cei care n-au învățat să trăiască cu Dumnezeu în familie, care n-au respect pentru ceea ce se numește familie. Aceștia nu vor avea în viitor nici familie, nici loc de familie. Mântuitorul spunea în Matei 25, de la versetul 41, Apoi, Vă zic de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerilor lui. Căci am fost flămând, străin, gol, bolnav și n-ați socotit că rudenia voastră. Voi n-ați avut neamuri. Pentru voi toți au fost străini. Duceți-vă cu diavolul. N-am loc pentru voi. Nici când ați avut condiții și posibilitate, cu voi nu s-a putut viețui, ați fost fără mine, duceți-vă cu diavolul. Dar priviți în partea cealaltă unde vrem să ajungem. Citesc tot din Matei 25, de la versetul 34. Atunci împăratul va celor de la dreapta lui, celor cu care va întemeia o familie, așa arată raiul. În rai nu va fi vorba de vecini, numai ai noștri. Vecinii sunt dincolo, peste prăpaste, unde nu se poate trece nici de la noi la ei, nici de la ei la noi. Va fi numai casa noastră, cea mare. Veniți binecuvântați tatălui, nu sună asta a familie? Și moșteniți în care care vă o pregătită la temerea lumii. Un singur număr, o singură moștenire. ce am fost flământ, mi-ați dat de mâncat sete, mi a dat de băut, am fost străin, m ați primit. Lucruri care în prim plan se fac pentru cei din familie. Și 37, cei repetiți vă răspund, Doamne, când s-au petrecut toate acestea? Și se dă răspuns în versetul 40, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, nu e din acești foarte nesemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Iată cum atmosfera din familie trebuie să se extindă în biserică și dacă se poate și în afară. Cine nu are nici iubire pentru familie, mereu ca un nepocăit, care poate măcar a păstrat iubirea naturală, firească. Și apoi zice Petru să ajunge la dragostea de frați și cu dragostea de frați la iubirea de oameni. Când în familie este locul iubirii. Când un băiat iubește o fată, vor concepe o familie. Părinții își iubesc copiii, noi iubim pe frați, e o filiație, e o relație deosebită. De aceea spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 12, când a fost provocat să se întâlnească cu mama sa și cu frații săi pe care i-a iubit, i-a respectat, dar n-a beneficiat de același răspuns din partea lor, că așa se întâmplă unii nu toți credincioși. De vremea mai târziu s-au întors și frații lui, dar el a spus de la versetul 48, cine mi este mamă, frați? Și-a întins mâna peste ucericii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, că oricine face voia tatălui meu care este în cerul acela mi este frate, soră și mamă. Tata în cer, mama, frații și surorile, suntem noi. După cum soția se supune soțului și toți ascult, am putea spune că frații mai în vârstă sau părinții, surorile, ne sunt ca niște mame, noi ce las ca niște frați și surori. Așa scrie în Timotei, să vă purtați cu toți, să cinstiți ca niște frați, cu toată curăția, ca și cu niște surori, ca să ne învățăm să trăim într-o familie cu Dumnezeu. Acum frați și surori trăim într o familie cu Dumnezeu prin credință. Dar vine vremea. Vine vremea când nu mai e nevoie de credință și de nădejde, rămâne numai dragostea, care aia din familie. Când Dumnezeu va fi efectiv cu noi, vom fi noi la el acasă. O familie cu Dumnezeu. Adică toți cei mântuiți și în final va fi o familie, dacă se mai poate numi așa, fără Dumnezeu, cei nemântuiți. Dragii mei, ce propunem în final să modificăm sau să păstrăm dacă a fost bun în casa noastră? Spunea recent un frate la o nuntă, Dumnezeu ne-a dat un timp pentru viața noastră de familie. Și amintea despre doi tineri care mergând spre cununie au avut un accident și în loc de nuntă a fost mormântarea la amândoi. Dumnezeu nu le-a dat timp să constituie o familie, Dumnezeu nouă ne-a dat. Eu fac anul acesta 19 ani de când sunt căsătorit. Fiecare știți, în funcție de vârstă, în anii aceștia cum am trăit. I-a plăcut Domnului? Vreți ca la nivel de familie și apoi să rezulte și la nivel de biserică să avem o relație mai bună cu Domnul? Doamne, ajută-ne! Vreți să ne rugăm pentru aceasta? Eu știu că acum nu-mi spuneți nu, că nu se obișnuiește la biserică când vă provocăm să vă împotriviți. Dar problema este să lăsăm ca asta să se scrie până în inimă. Și dacă vei merge acasă și soția știe că ai fost aici și ea vrea să vadă că se modifică ceva, că ți adun copii și spui, dragii mei, hai în seara asta să mai stăm o dată în fața lui Dumnezeu la altar și nu se întâmplă asta, poate va lua ea inițiativa sau poate va spune, soțul n-a înțeles sau n-am înțeles eu sau ce se întâmplă. Haideți să Dovedim că suntem aplicativi, că devenim practici și Domnul să ne ajute. Pentru aceasta ne rugăm. Ne plecăm pe genunchi și cerem ajutorul Domnului Amin.